Vicepreședintele PSD Paul Stănescu, liderul organizației județene de la Olt, urmează să fie investit ca ministru al dezvoltării regionale, ocupând locul lăsat liber de Sevil Șaideh. Olteanul Paul Stănescu ar putea ocupa odată cu funcția de ministru al dezvoltării regionale și pe cea de vicepremier, deținută de Șaideh. Senatorul Paul Stănescu, liderul PSD Olt, are 60 de ani, este căsătorit și are doi copii. El conduce organizația PSD Olt din 2009, iar în perioada 2008-2016 a fost președinte al Consiliului Județean Olt. Este de profesie inginer agronom, fiind absolvent al Facultății de Agronomie în Craiova. În 2005 a urmat cursuri de management economic în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului. De la absolvirea facultății și până în 2008, când a fost ales în fruntea Consiliului Județean Olt, acesta a deținut mai multe funcții de conducere la nivelul unor societăți din domeniul agricol. Paul Stănescu este cunoscut drept un apropiat al președintelui PSD Liviu Dragnea. Cu toate acestea, după izbunirea ultimului scandal din PSD, Paul Stănescu este unul dintre socialdemocrații care i-au cerut premierului Tudose să nu demisioneze.